Marin Constantin, un mare artist, un om de excepție, o personalitate remarcabilă a vieții noastre publice. Și, fără îndoială, un strălucit ambasador al culturii românești în toate zările lumii. Salut inițiativa editării unui compact disc dedicat maestrului Marin Constantin. Folosesc această ocazie și îl rog să primească gândurile mele bune, însoțite de caldă urare, de a se bucura de ani mulți de aici înainte, în sănătate, fericire și noi împliniri. Marin Constantin este părintele celui din tâi cor de cameră din România, pe care l-a fondat, dacă nu mă înșel, încă din 1963. De atunci, neîncetat, cu un repertoriu ilustru, de la Renașterea Europeană și bizantinism până la muzica din vremurile noastre, românească și universală, încântă țara, încântă lumea. Personal, îi admir arta, pasiunea, vocația. Îmi sunt vii în memorie momentele emoționante legate de prezența maestrului Marin Constantin la pupitru vestitului Madrigal, într-un concert de-a dreptul magnific la sărbătoarea pomului de Crăciun de la Banca Națională a României în decembrie 2002. Nu a fost cel de întâi concert susținut de dânsul la Banca Centrală. De fiecare dată însă, alături de el, alături de minunații discipoli ai domniei sale, am fost mândri că suntem români. Vom fi bucuroși și onorați ori de câte ori ne vor fi oaspeți. Fericit este poporul ce se poate mândri cu astfel de valori.